poziție de centrare, o centrare cam tare. Varga lovește, așa am avut impresia, l-a lovit pe Rui Duarte și într-adevăr este fault în atac. Antal se duce de altfel să-și ceară scuze în fața fundașului rapidist. A ratat intervenția, la minge Dacian Varga. Semn de interesant duelul său cu Rui Duarte. Greșeală a lui Pavlovi, sunt Mărtean, trece de Oros, a încercat o scăriță, i s-a părut că Albuț a ieșit undeva la limita careului de 6 metri pentru a închide unghiul și sunt probleme fizice pentru Lucian Sunt-Mărtean. Cu aceste fente, are poziție de șut, trage Pancu, o face peste poartă. Iată, aș spune, prima încercare mai sănătoasă. Vine abia minutul 25 din partea Rapidului. Vasluiul nu cred că a șutat vreodată spre poarta lui Albuț. Albuț care face mișcări de încălzire undeva la 18 metri. Este destul de fric. Care mult în careul de 16 metri, bate Varga, cap și scoate și este gol, Fece Vaslui marchează Jumise în minutul 29 după a doua încercare. Jumise a reușit să-l învingă pe Albuț, mai întâi Rui Duarte scosese de pe linia porții la prima fază periculoasă, la prima fază în care a ajuns în careul de 16 metri. Vasluiul a deschis scorul. Iată-l pe Jumise, care parcă s-a jucat la această fază cu Rui Duarte. Albuț era căzut în genunchi și din minutul 29 Fece Vaslui Rapid este 1-0. Foarte pragmatică echipa lui Viorel Hizo, o adevărată lovitură pe care o primește Rapidul. Formația pregătită de Marian Rada controlase destul de clar meciul. Fără să-și creeze situații de poartă deosebite la poarta lui Cerniauskas, Teixeira se eliberează pentru șut. Trage Teixeira! Peste poartă. Frumoasă execuția lui Teixeira. Siguranță cel mai bun jucător de la mijlocul terenului pentru Rapid. O execuție foarte, foarte frumoasă. Este un jucător de calitate. Dar câteodată parcă nu ar avea cu cine să combine. Mai degrabă pe această acțiune. Antal ține cam mult de minge și Rapidul se repliază. Jumise trage, scoate Albuț. Milanov urmărit acolo, îi trimite înapoi lui Sunt Mărtean, dar Oros a stat bine pe picioare. Revit respinge Celeban, iar acum Bozovic, atac bun al Rapidului. Bozovic, Herea peste poartă, Ovidiu Herea din 7-8 metri. Cea mai mare ocazie a Rapidului. Antal cere mingea, urmărit de Herea, centrarea lui Antal spre Marius Nicolae, cu capul Nicolae, bară, Caue, plasa laterală. A doua mare ocazie pentru Rapid, pentru Fece Vaslui. Lovitura de cap a lui Marius Nicolae întâlnește transversal a porții lui Albuț, apoi Caue din poziție regulamentară, dar un unghi destul de închis. Cercat să trimită în forță, în colțul scurt, Caue. Dacă mingea prindea cadrul porții, nu sunt sigur că Albuț ar fi avut reflexul necesar pentru a o scoate. Pe banca de rezerve, Rui Duarte, Pancu, Rui Duarte scoate Cerniauskas, formidabil. Doi jucători ai Rapidului așteptau pe bara a doua. Cerniauskas, revedem faza Rapidului.
centrarea în forța lui Duarte. Acum atac al Vaslui. Stanciu, vine bulgarul Milanov la învăluire, centrarea lui Stanciu, respinge Abru Dan, ce contra acolo, Ninge care sare la Raul Costin, bară și Ninge a respins de Albuț în corner. S-au ciocnit puternic Caue și Abru Dan. Nu, nu este Abru Dan, ci Nicolae Grigore. Ce ciocnire între Caue și Nicolae Grigore. Albuț scoate de la rădăcina barei. Dar mingea a atins și bara. Probleme pentru Grigore. Ce ciocnire. Ce ciocnire între Caue și Grigore. S-a variat centrarea lui Stanciu. Celeban, mingea trece pe lângă poarta lui Albuț. Celeban s-a înălțat singur el, foarte puternică Fece Vaslui la fazele fixe. Pavlovici l-a pierdut pe drum, a lovit mingea cu creștetul capului, nu a reușit să o lovească cu fruntea, de aceea a avut această traiectorie ciudată. Faultat Celeban.